Pacienții care au nevoie de dializă sunt afectați de condițiile meteo, sunt persoane căror stare de sănătate este fragilă și au avut nevoie de transport asistat la spital pentru că locuiau în comune afectată de ninsori. Zeci de persoane au rămas cazate în spitalele și hotelurile din Iași pentru a putea face dializă până când se va putea circula în condiții normale în județ. Trei autospeciale de intervenție și autospeciale de transport din cadrul detașamentului 1 de pompieri Iași s-au deplasat în comuna Șipote și Plugar pentru preluarea a doi pacienți dializați. Un alt echipaj din cadrul detașamentului 2 de pompieri Iași s-a deplasat în comuna Sinești, Mădârjac, Popești și Lungani pentru preluarea a 7 dializați și transportul lor la spital. Medicii de la Spitalul Parhon au luat decizia ca 10 de pacienți să rămână în Iași pentru a putea să beneficieze de tratament în continuare. Păcate, dializa nu se poate face la domiciliu. Ședințele de hemodializă sunt programate în centrele de dializă din orașul Iași. Sunt câteva sute de pacienți dializați care trebuie să vină pentru tratamentul cronic. Dintre acești pacienți, o parte din ei au fost aduși cu dificultate. Există și cazuri mai grave care au rămas internate în spital. Pacienții mai fragili, în schimb, un număr de aproximativ 15 pacienți cu complicații medicale și cu un grad de fragilitate mai mare, cu amputații, cu impozate de deplasare, au fost internați în cursul gărzii de ieri la Spitalul Parhon. La nivelul județului Iași există 500 de persoane care fac dializă.